Locuitorii orașului New Orleans continuă să stea la cozi lungi la stațiile de benzină și la supermarketuri. Sute de mii de oameni au rămas fără curent electric după ce uraganul Ida a lovit uscatul cu rafale de vânt de 240 de km pe oră. Coada furtunii a lovit și nord-estul Statelor Unite, unde a cauzat inundații catastrofale. Cel puțin 46 de oameni au murit de la Maryland până la Connecticut. Întregul sistem de metrouri din New York a fost inundat, fapt care a dus la închiderea rețelei. Imaginile sunt dramatice. În Central Park, părintele Tasco Brown a notat prin apa care a inundat parcul pentru a ajunge în siguranță cu băiatul lui de 8 luni. Dumnezeu mi-a dat putere ca să îl scot. Nu mai trecusem prin așa ceva. A fost înfricoșător. Operation Blessing de la CBN s-a instalat în Houma, Louisiana, și a distribuit generatoare, găleți cu capac și prelate. Alpha Omega.